Bună seara, dragi spectatori! În contextul aprofundării dialogului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, problema transnistreană este adusă tot mai des în discuție. În timp ce unii spun că nu este posibilă integrarea în UE având un conflict înghețat pe teritoriul nostru, alții aduc drept exemplu cazul Ciprului. Totodată se pare că tot mai multe puteri regionale și mondiale au devenit cointeresate în soluționarea acestei probleme, cu o singură excepție, Rusia, care păstrează trupe în stânga Nistrului și controlează viața politică, economică și socială de la Tiraspol. Despre modalitățile de soluționare a conflictului transnistrian, eforturile depuse în acest sens de autorități, dar și impactul forțelor externe asupra problemei, discutăm cu invitatul ediției de azi a emisiunii Dialog Deschis, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Domnule Serebrean, bine ați venit la Dialog Deschis. Bine v-am găsit. Domnule Serebrean, în ultimele două săptămâni ați tot călătorit pe la Berlin, ulterior pe la Roma, pe la Varșovia ați fost. În capitala germană ați participat la o masă rotundă dedicată reglementării diferendului transnistrian, în timp ce în Italia ați participat la o conferință de presă. Cu ce rezultate v-ați întors în aceste călătorii și dacă ați identificat anumite mecanisme noi de soluționare a problemei? Nu, în Italia nu a fost o conferință de presă, doar a fost o conferință cu participarea Ministerului Italian de Externe, oficial de la Ministerul Italian de Externe, deputați, dar și reprezentanți ai comunității academice. Și a fost foarte interesant pentru că e probabil pentru prima dată când în Italia, a treia ca mărime, ca pondere, țară din Uniunea Europeană, apare un interes politic manifest pentru dosarul transnistrian. Dar cum explicați acest interes? Bine, sunt probabil două elemente care au contribuit la asta. Primul este, desigur, războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina a atras atenția asupra tuturor conflictelor teritoriale înghețate, nerezolvate din jurul Mării Negre, întrucât geneza acestor conflicte este în mare parte identică și vine din trecutul sovietic al acestei regiuni. Pe de altă parte, conflictul transnistrian este văzut de foarte multă lume ca o continuare, nu pot să zic o anexă, dar o continuare geografică, dacă vreți, a războiului din Ucraina și a conflictelor din Caucaz. În al doilea rând, pentru că asta a fost probabil că primul element care a ajutat la suscitarea acestui interes pentru dosarul transnistrian, în al doilea rând este determinarea actualei șefe a executivului italian de a ocupa, de a aduce Italia la locul pe care îl merită în Uniunea Europeană, o țară mult mai vocală. După cum spuneam, este al treilea membru G7 din cadrul Uniunii Europene și a treia economie a Uniunii Europene. E și o țară în care avem o comunitate importantă de moldoveni. Ori până acum noi am privit Italia în mare parte doar prin prisma, economică și prisma prezenței comunității de moldoveni acolo. Cumva se credea că singura preocupare trebuie să fie, sau preocuparea majoră la Roma, în Italia în general, trebuie să fie prezența comunității noastre acolo, fiind cumva neglijată dimensiunea politică. Ambasada face foarte mult pentru a crește și rolul, dacă vreți, sau dimensiunea acestei cooperări pe dimensiune politică, pe latură politică cu Italia. Bine, la Berlin a fost diferit, pentru că iarăși a fost participanți reprezentanții oficialităților locale, dar au fost și mulți reprezentanți străini în care am încercat să vedem care este rolul și posibile scenarii de gestionare a acestui dosar conflictual în situația de azi. Și cu ce v-ați întors în aceste călătorii?
Bun, cu sentimentul că cel puțin două, de fapt trei mari capitale europene au mai mult decât un interes pentru problema transnistreană, dar și o deschidere să fim ajutați și la nivel de expertiză, pentru că avem nevoie de multă expertiză și pe dimensiunea integrării economice și pe alte dimensiuni și de un ajutor ulterior, după dorita reintegrare aceste regiuni. De expertiză avem nevoie și pentru a vedea care este parcursul procesului de reintegrare alături de procesul de integrare europeană. Am spus și eu și alți oficiali de la Chișinău, a spus-o doamna președintă a Republicii, că integrarea europeană, fără îndoială, va facilita, va fi un proces facilitator pentru procesul de reintegrare și este așa, pentru că atunci când cetățenii din partea stângă a Nistrului vor vedea o schimbare, nu doar politică, dar și economică, socială în bine, în partea dreaptă, acest lucru va ajuta la reintegrarea țării. Dar în niciun caz nu putem crede că doar integrarea europeană poate să fie cea care va conduce la succesul procesului de reintegrare. Deci acest proces este complementar. Cumva doamna Maia Sandu spunea că în paralel aceste procese trebuie să aibă loc. Aceste procese trebuie să aibă loc în paralel. Poate pe anumite segmente viteza unui proces va fi mai mare decât a altui proces, dar în orice caz trebuie să existe, dacă nu o sinergie, cel puțin o concordanță între aceste două procese și prima etapă, etapa economică, de integrare economică, este și în planul de guvernare pus accent pe acest lucru, crearea unui spațiu economic comun, a unui spațiu vamal comun, a unui spațiu financiar comun, sunt elemente care țin, dacă vreți, și de integrarea europeană de asemenea, pentru că întâi facem ordine în blocul economic. Da, ați fost la Berlin, cumva putem folosi experiența Germaniei de reintegrare? Putem face o paralelă între reintegrarea Germaniei nu și... Nu putem face. Nu putem face de respectiv. Nu mecanism. Putem face o paralelă din foarte, foarte multe motive. Întâi de toate pentru că era vorba de două state. Era vorba de două state suverane. Recunoscute internațional. Reintegrarea sistemului bancar german, bunăoară, a însemnat că cei din vest au avut de a face cu un sistem bancar funcțional și recunoscut internațional, cu o monedă care era recunoscută internațional. În cazul nostru, noi discutăm cu cine. Băncile nu există în regiunea transnistreană din perspectiva noastră și din multe alte... deci, nu, niciun proces, până la urmă, nu este identic. Noi putem lua anumite elemente, chiar și comparațiile care se fac cu Ciprul sunt doar parțial îndreptățite, pentru că, iarăși, orice comparație este parțială. Suprapunere definitivă, totală, nu există. Am înțeles. Dar care este starea actuală relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol? De la începutul războiului din Ucraina, aceste relații s-au îmbunătățit sau nu? Sau s-au înrăutățit, poate? Bun. De înrăutățit nu pot să spun că s-au înrăutățit. Nu era loc de... Adică, bun, deși loc de mai rău este întotdeauna. Dar și loc de mai bine este de asemenea. Pot să spun că putem analiza relațiile Chișinăului cu Tiraspolul din două perspective. Există un segment în care lucrurile au evoluat și au evoluat bine și există un alt segment în care lucrurile mai repede au involuat sau au stagnat. Să începem cu lucrurile plăcute. În decurs de 16 luni, integrarea economică sau chiar societală s-a produs cu o viteză nemai văzută până în februarie 2022. Lumea sta la rând pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova, pentru înregistrarea întreprinderilor din stânga Nistrului aici în Republica Moldova. Este un interes foarte mare în comunitatea de afaceri pentru a coopera cu cei din dreapta Nistrului, inclusiv la nivel de autorități din dreapta Nistrului, și a lucra mai departe cu Uniunea Europeană și cu piața europeană. 70% din exporturile regiunii transnistrene sunt direcționate spre Uniunea Europeană. Deci, dacă vreți, businessul a devenit unul din aliații principali și din factorii esențiali ai procesului de reintegrare. La nivel societal, de asemenea, lumea circulă mult mai mult din stânga spre dreapta Nistrului, mai puțin din dreapta spre stânga, adică nu am observat o creștere a circulației, dar în sensul invers, pentru studii,
pentru servicii medicale. Mergeți la cocieri, mergeți la Varnița, la centrele medicale, la centrele de sănătate, probabil că jumătate sau peste jumătate dintre pacienții care vin sunt din partea stângă a Nistrului. Ceea ce vorbește despre calitatea serviciilor medicale oferite și despre faptul că populația din stânga Nistrului nu mai are încredere în sistemul medical de ocrotire a sănătății care este în regiunea controlată de autoritățile separatiste. Foarte multă lume lucrează în partea stângă a Nistrului și acest număr, creșterea numărului s-a accelerat în ultimile luni. Poate și din cauza că salariile în partea dreaptă a Nistrului sunt poate chiar de două și mai multe ori mai mari decât sunt în stânga Nistrului. Am văzut asta, m-am convins în timpul vizitelor de lucru pe care le-am efectuat în zona de securitate. Am dat foarte des exemplul spitalului Braional de la Rezina, unde poate peste o treime din lucrători vin în fiecare dimineață, trec podul de la Râbnița. Școala de arte, școlile de arte în Doroțcaia, în Varnița, în cea mai mare parte sunt, dacă, la Varnița cred că erau chiar toți veniți din partea stângă a Nistrului, cei care lucrează, și elevi care vin. Deci asta este un lucru îmbucurător. Deci s-a produs, dacă vreți, o amalgamare în zona de securitate, care nu mai exista anterior. Asta este partea bună, partea îmbucurătoare. Să spun că un proces de reintegrare, nici nu-i pot să zic lentă, pentru că este foarte vizibilă faptul că 90% din cetățeni au pașaportul Republicii Moldova. Faptul că toate întreprinderile, sau mă rog, toate, cea mai mare parte a lor, au obținut o licență, deci activează în conformitate cu normele Republicii Moldova. Faptul că cea mai mare parte a exportului este spre Uniunea Europeană. Faptul că tot comerțul se face prin punctele vamale controlate de Republica Moldova. Faptul că tot mai multă lume lucrează în partea dreaptă a Nistrului. Da, e o accelerare a acestei reintegrări invizibile care se face în pofida voinței politice. Vrea sau nu vrea, Tiraspolul, autoritățile de facto, așa să zic, din regiune, nu mai pot împiedica oamenii să meargă în direcția potrivită. Și direcția potrivită este reintegrarea. Lumea începe să perceapă, să înțeleagă în partea stângă a Nistrului că regiunea transnistreană nu mai poate supraviețui ca o insulă în condițiile actuale. Lumea s-a schimbat dramatic după 24 februarie 2022 și situația regiunii transnistrene a devenit alta. Deci în aceste condiții, desigur, integrarea europeană este un facilitator suplimentar al procesului de reintegrare a regiunii transnistrene. Acum, partea negativă, sau să zic așa, mai puțin fericită a procesului de reintegrare, este la capitolul politic, la discuțiile de ordin politic. S-a observat o diminuare a numărului de întâlniri, deja o stagnare care s-a sesizat anul trecut, o diminuare a acestui număr sensibil în anul în curs. Am avut doar două reuniuni în format 1+1, în mod normal, era cam o dată în lună. Iată că în primele 5 luni ale anului au fost doar două întâlniri de acest fel. Apropo, aveți programat în următoarea perioadă Noi am solicitat o întrevedere pentru 19 sau 20 iunie. Deocamdată nu am primit un răspuns. Unde ar urma să aibă loc? Ar urma să aibă loc la Chișinău. Pentru comoditatea participanților o putem face și online dacă nu există disponibilitate, sau domnul Ignatiev, omologul meu în calitate de negociator șef din partea Tiraspolului, invoc lipsa de garanții de securitate la Chișinău ca urmare a adoptării amendamentelor la codul penal. L-am asigurat că nu ar putea să aibă loc niciun fel de probleme, dar dacă simte un disconfort, putem recurge și la întâlniri online.
pentru a facilita. Sau la Tiraspol, ați fost și la Tiraspol. Am fost, de regulă, cum să zic, este o alternanță, este o discuție la oficiul OSCE de la Tiraspol, următoarea este la Chișinău. Ultima discuție a fost la Tiraspol în februarie. Da. Da. S-a discutat anume despre legea separatismului atunci. A fost inclusiv discutată această lege, este foarte criticată și nepopulară în partea stânga a Nistrului. Nu pot să zic că și în partea dreaptă. Am văzut critici și în partea dreaptă, dintr-o anumită parte, să zic, a spectrului politic. Eu cred că de o astfel de lege era nevoie. Poate era nevoie mai de mult. Republica Moldova este o țară încă fragilă, cu foarte multe probleme și ne-am convins că... Da, uneori trebuie să fim pregătiți să facem față și cu anumite ziduri legale unor probleme. Deci cred că această lege este întârziată, pur și simplu. Da, poate că anumite aspecte mai trebuiau lucrate, cizelate. Anumite lucruri pot fi îmbunătățite sau clarificate, dar eu consider că legea respectivă, care nu se referă strict la regiunea transnistreană, de altfel, cum e prezentată deseori în așa zisa mass media din partea stânga a Nistrului, se referă la combaterea unui fenomen care înseamnă separatismul, flagelul căruia îl vedem și în alte părți din Republica Moldova. Și aici nu fac referință la autonomia găgăuză doar, dar auzim și pe alții. Eu am fost într-un sat în partea de nord a Republicii Moldova, unde se spunea, dacă nu faceți asta, noi o să spunem că facem referendum. Bine, sigur că era circumstanțială afirmația, dar cred că, serios sau nu, astfel de mesaje trebuie să fie combătute și combătute inclusiv legal. Cazul unei sau existența unei astfel de legi nu este o singularitate, cum spuneau unii, și nu există doar în state totalitare, cum spun alții, gen Rusia sau altele. O avem și în state foarte democratice, gen Norvegia, gen Letonia, Polonia. Într-o formă sau alta există și în legislațiile altor state. Dumneavoastră, după cum descrieți situația, bine, în plan social, să spunem că cetățenii din stânga Nistrului sunt pregătiți, au conștientizat necesitatea. Treptat acceptă ideea. Asta este foarte important. Că... Economic, business-ul deja se raliază la standardele noastre, se înregistrează în Republica Moldova, a rămas doar factorul politic și trebuie să mai facem un pas până la reintegrare. Ce presupune acest pas? Ce... Un pas ar fi foarte simplu, cred că trebuie făcuți mai, eu am mai spus mulți simplist, pași. Doar. Da, cred că trebuie făcuți mai mulți și în contextul demilitarizării regiunii, unde trebuie clarificate lucrurile, trebuie clarificate etapele, trebuie clarificate și costurile care vor fi implicate. Dar ordinea este foarte importantă, adică consecutivitatea elementelor atunci când vorbim despre un plan de demilitarizare a regiunii, un plan de demilitarizare care implică mai mult decât pur și simplu retragerea trupelor ruse din regiune pentru care pledează Republica Moldova din totdeauna. Este vorba și de formațiunile paramilitare ale regiunii transnistrene, cu care trebuie să vedem ce facem, ce sunt totuși oameni, familii, da? Este vorba și de depozitul de la Colbasna, cu care trebuie să vedem ce facem, pentru că în mare parte este netransportabil, lichidarea lui implică niște costuri și implică niște capacități tehnice pe care noi nu le avem, deci trebuie construite și o astfel de construcție implică de asemenea costuri. Apropo despre partea militară, pe lângă depozitele de la Cobasna, vorbim și despre resursele militare pe care le are stânga Nistrului și nu vorbesc doar resursa umană, vorbesc și despre resursa în materie de tehnică militară, muniție și așa mai departe. Ei în continuare au o armată chiar și fără depozitele de la Cobasna, mai bine în armată decât a noastră și vreau să vă întreb în cazul în care se rezolvă situația,
Acest armament unde se duce? Păi, în cazul unei astfel de reintegrări, el merge, sigur că nu în Federația Rusă, el rămâne... Asta era întrebarea, dacă se duce Federația Rusă sau nu, fiindcă Rusia... Nu, a fost un aspect discutat, ca să nu vă dau impresia că este ca și cum decis acest lucru, dar asta este în firea lucrurilor, așa să fie. Tiraspolul cere în continuare, insistent, reluarea discuțiilor în formatul 5+2, deși singuri sunt conștienți că acest format acum nu poate fi folosit din cauza că una dintre țările participante a atacat-o pe cealaltă. De ce insistă Tiraspol atât de mult pe formatul 5+2? Formatul 5+2, știți cum, fiecare lucru se naște și există într-un anumit moment potrivit pentru el. Formatul 5+2 este formatul care reflectă o stare de lucruri care a existat în regiunea transnistreană sau în jurul regiunii transnistrene în anii 2000, anii 2010, deci cel de-al doilea deceniu. Nu a fost niciodată un exemplu de eficiență. Nu a fost niciodată un exemplu de eficiență, dar a fost eficient doar poate într-un singur lucru, că a menținut o anumită stabilitate, niște uși deschise și nu a condus la agravarea situației. În sensul ăsta a fost mai eficient decât în alte formate similare, în alte regiuni, care nu s-au, n-au reușit să facă nici acest lucru. Deci, din perspectiva asta doar. Cât de eficient a fost pentru procesul de reintegrare, pentru procesul de reintegrare, care a fost scopul propriu-zis al formatului, pot să spun că a fost ineficient. Vorbiți despre formatul Normandia, Ucraina? Sau? O, multe alte formate care au existat în conflicte, vă uitați, de la Eritrea până în Yemen și alte. Sunt peste tot, apar acest gen de formate de discuții. În Karabakh, în Abhazia, în multe alte zone. Și eficiența lor a fost de regulă mai mică. Deci, deseori, formatul respectiv era dat ca un exemplu, doar pentru un exemplu de păstrare a unui echilibru, a unui status quo. Ei, un status quo nu poate fi menținut la nesfârșit și în condițiile acestei încălziri fără precedent a situației, înfierbântări a situației în jurul Mării Negre, conflictele înghețate din jurul Mării Negre au început să se dezghețe. Marele incendiu din Ucraina, războiul ruso-ucrainean, agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a fost atât de mare încât temperatura lui a dus și la dezghețarea tuturor dosarelor, mai mult sau mai puțin din jur. Da, ne-am pomenit cu o situație inedită. Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Ucraina este stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Deci, în aceste circumstanțe, trebuie să vedem ce rol mai are Uniunea Europeană în formatul dat, pentru că rolul ei trebuie să fie altul. Procesul de reintegrare trebuie racordat, cum spunem cu toții, și la procesul de integrare europeană, deci trebuie să ținem cont de faptul că există aceste două procese care, pe cât e posibil, trebuie să meargă cât mai mult mână în mână. Un alt rol pentru Statele Unite se cere de asemenea, pentru că e și o problemă de securitate și avem nevoie de o mai mare prezență americană în acest format de negocieri decât simplu observatori. Deci, eu am mai spus acest lucru, eu aș vedea și o inversare, nu 5+2, ci 2+5, deci o egalare cel puțin a rolului Uniunii Europene și Statelor Unite în acest format. Nu că s-ar discuta acum, am văzut în presă și am văzut și declarațiile pe care le-a făcut Tiraspolul legate de procesul de negocieri și de formatele de negocieri. Formatul 5+2, într-o formă sau alta, de cea despre care v-am vorbit, cea de-a doua formă, deci o inversare în 2+5, în oglindă, nu poate să funcționeze oricum pe durata războiului din Ucraina. Condiția sine qua non a relansării discuțiilor într acest format sau într-un format reformat, așa, poate să aibă loc doar atunci când relațiile dintre Kiev și Moscova vor ajunge să fie, mă rog, într-o stare de relativă normalitate, cel puțin. Restabilirea dialogului Kiev-Moscova este esențial pentru restabilirea
inclusiv acestui format de negocieri. Până una alta ne limităm la un format de negocieri 1 plus 1, la o folosire a potențialului OSCE-ului și a platformei OSCE pentru aceste discuții. Dar am putea desfășura aceste negocieri într-un format care să nu includă Rusia? Pentru că vedem, Rusia încearcă să influențeze ce se întâmplă la Chișinău, conduce total Tiraspolul, în societate se aude precum că Rusia ar fi un stat agresor, guvernarea la fel nu are cele mai calde cuvinte despre Rusia. Am putea să negociem fără Rusia? Teoretic putem negocia fără orice țară, pentru că teoretic este o problemă internă a Republicii Moldova. Nu? Deci de asta formatul 1 plus 1 este unul foarte important. Imaginați-vă că mâine ajungem noi la o înțelegere aici pe loc, facilitată de nu contează cine. Problema este că autoritățile de facto de la Tiraspol sunt susținute de Federația Rusă. Deci de asta trebuie să ținem cont și de cei care stau în spatele celor cu care discutăm. Pe urmă este procesul de negocieri care scapă de, să zic așa, iese din zona competențelor mele, intră pe competențele militare, nu civile, ci militare, unde volens, nolens, Rusia nu poate fi exclusă, pentru că dacă vorbim despre retragere, modalitatea retragerii, stocurile de armament, nu putem să discutăm cu Nepalul sau cu... Nu știu. Apropo, se mai duc tratative privind retragerea trupelor ruse din... Pentru moment, după cum am spus, toate tratativele, toate negocierile sunt blocate. Ucraina a devenit una dintre părțile cointeresate în rezolvarea conflictului transnistrean, mai ales după demararea invaziei ruse. Oficialii ucraineni au declarat în repetate rânduri că dacă Republica Moldova va permite, militarii lor ar putea să soluționeze problema în câteva zile. Analizează Chișinăul un asemenea scenariu? Poziția Chișinăului a fost constant și asta am exprimat-o public și eu și actualul prim-ministru și fosta prim-ministră, doamna Gavriliță și doamna președintă. Militează pentru soluționarea pașnică și vreau să vă spun că această poziție a Chișinăului este susținută și de Uniunea Europeană și de Statele Unite, de toți partenerii noștri externi. Mă întrebați apropo de vizitele pe care le-am avut la Roma, la Berlin, la Varșovia. Părerea a fost unanimă că trebuie să găsim o soluție diplomatică. Este foarte clar că nimeni în prezent nu dorește extinderea focarelor de instabilitate sau extinderea zonelor de confruntare militară. Pe urmă, oricum, sunt niște consecințe. Refugiați, pierderi umane, pierderi economice și așa mai departe, pe care cineva trebuie să le plătească. Adică nu ne putem imagina că pe cale militară soluția este atât de ușoară și mulțumitoare pentru toți, cum s-ar crede. A venit cineva și ne-a rezolvat o problemă. Problema trebuie să o rezolvăm noi, chiar dacă durează mai mult. Ea trebuie să evite pierderi de natură economică, pierderi de natură umană și să nu lase sechele. Deci această societate trebuie reintegrată pașnic, inclusiv pentru a avea, dacă vreți, și un confort moral inclusiv. Nu să apărăm pe calea cuceritorilor sau recuceritorilor, chiar dacă este moral îndreptățită, pentru că este un teritoriu al Republicii Moldova. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, calea militară de soluționare a conflictului, atâta timp cât nu suntem provocați, Republica Moldova va face tot posibilul pentru a evita tensiuni și va face tot posibilul pentru a rezolva acest conflict pe cale pașnică, pe cale diplomatică, un punct de vedere pe care și președintele Zelenski și Kievul îl respectă. Ați spus că Ucraina a devenit cointeresată în rezolvarea acestui conflict. Ucraina a fost întotdeauna parte a procesului de negociere, a fost interesată în stingerea acestui conflict. Ucraina este parte a procesului de negociere în formatul 5 plus 2 și este un aliat, un partener pe care contăm în orice format
avem nevoie de o prezență, de o prezență ucraineană și de sprijinul ei. Ați spus dacă nu vom fi provocați, dar dacă totuși vom fi provocați, dacă să spunem că mâine Tiraspolul primește directivă de la Moscova să înceapă un atac, cerem ajutorul Ucrainei și al României sau nu? Bun. Părerea mea este că la Tiraspol nu există foarte mare interes pentru o soluție militară și pentru a ne provoca militar. N-a fost sentimentul meu. Dumneavoastră spuneți dacă li s-ar cere din interior și ce s-ar întâmpla. Adică intrăm pe o zonă a speculațiilor în care un oficial de regulă nu se de ce s-ar întâmpla dacă, dar nici nu este, dacă ar fi ministrul apărării, domnul Nosat îi va spune cum va opera armata în aceste cazuri, pentru că este totuși vorba mai curând de dosarul militar decât de altfel. Pe de altă parte, la summitul CPI de la începutul lunii, Zelenski a declarat că problema transnistreană se va soluționa automat după încheierea războiului din Ucraina. Cum se va întâmpla această soluționare automată a conflictului? Ca să fie foarte clar la ceea ce a spus dumneavoastră, la provocare militară, Republica Moldova se va apăra și noi trebuie să fim pregătiți să ne apărăm și singuri. Este foarte important ca Republica Moldova să-și consolideze capacitățile de apărare, capacitățile de securitate, să facă față unor provocări, inclusiv cele despre care ați vorbit dumneavoastră. Fără îndoială că și România și Ucraina și alte state ne vor ajuta ca aceste capacități să fie aduse. Armata a fost neglijată, securitatea a fost neglijată în Republica Moldova foarte multă vreme. Iată că ne-am trezit că avem nevoie de o armată puternică, de un serviciu de securitate care să fie performant și de o poliție care să fie bine instruită și care să poată acționa când și cum trebuie. Acum, referitor la ce a spus președintele Zelenski. Vedeți, sunt simplificări ale discursului președintelui Zelenski și unele simplificări care vin ale discursului Chișinăului. Și doamna președintă Sandu a spus că problema transnistreană sau soluționarea ei va fi facilitată de procesul de integrare europeană. Vor fi facilitate, fără îndoială, că războiul din Ucraina, deci o victorie a Ucrainei covârșitoare, va conduce fără îndoială la o nouă conjunctură geopolitică și în această nouă conjunctură ne va fi mult mai ușor să operăm. Procesul de negocieri va decurge altfel. Cei care susțin astăzi separatismul transnistrean nu vor mai putea să o facă. În sensul ăsta, președintele Zelenski, fără îndoială că are dreptate și asta a avut în vedere. Deci victoria Ucrainei în acest război este esențială pentru că asta duce la slăbirea celor care sprijină separatismul în regiunea transnistreană. Și fără acest sprijin din exterior, regiunea transnistreană nu poate exista. Ori noi ne dăm foarte bine seama că și politic și economic, regiunea transnistreană și-a datorat existența unui sprijin extern. Federația Rusă, mă refer în cazul dat. Pe de altă parte, de ce, cum spunea doamna președintă Sandu, procesul de integrare europeană facilitează, este foarte clar. Standardul de viață, oamenii văd un alt model economic, văd un alt model politic, dar în primul rând un alt model economic și un alt model social. Deci da, în mare parte, viteza procesului de reintegrare va fi determinată și de succesele militare ale Ucrainei și de succesele de integrare europeană ale Republicii Moldova. Dar acestea sunt lucruri complementare, asta nu înseamnă că trebuie să stăm și să așteptăm ca procesul de reintegrare să vină de la sine. Procesul de reintegrare înseamnă, între timp, pe acest fundal pozitiv al victoriilor militare ale Ucrainei, ale victoriilor, sunt adevărate victorii diplomatice pentru noi, ceea ce se întâmplă în relațiile noastre cu Bruxelles, să folosim aceste oportunități pentru a facilita procesul de reintegrare. Și când zic facilita procesul de reintegrare, nu mă refer la numărul de întâlniri cu cei de la Tiraspol.
Mă refer la lucruri care se întâmplă cu adevărat în teren. Lucruri despre care vă vorbeam și dumneavoastră. Integrarea economică, dacă vor fi mai mulți oameni care vor lucra în partea dreaptă a Nistrului. Dacă vor fi mai mulți tineri din partea stângă a Nistrului care își vor face studiile aici. Dacă companiile de acolo vor fi și mai integrate la noi. Vom reuși să facem cu adevărat o reintegrare economică a celor două maluri, atunci deja va fi un pas important înainte. Apropo despre integrare europeană, la același summit, Josep Borrell a declarat că diferendul transnistrean nu va reprezenta un impediment în integrarea europeană a Republicii Moldova. Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg cum putem noi, o zonă, având o zonă secesionistă pe teritoriul nostru, unde se află militarii unui stat agresor, să aderăm la Uniunea Europeană. Bun, de regulă se invocă cazul Ciprului. Cazul Ciprului nu este chiar unul identic cu cel transnistrean. Pe alocuri este mai simplu, pe alocuri cazul cipriot este mai complicat decât cel transnistrean. Pentru că Cipru nu controlează 40% din teritoriu. Noi doar 11%. Noi 11%. Da. Pentru că la noi n-au avut epurări etnice așa cum au avut loc în Cipru. Că nu se va pune problema restituției, deplasării populației, patrimoniului cultural, istoric al unor comunități sau alte comunități. Deci din această perspectivă, sigur că lucrurile sunt mai simple. Complexitatea apare datorită prezenței militare ruse, dar această prezență militară rusă este foarte policromă. Calculele sunt întotdeauna foarte complicate în a vedea ce înseamnă prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Chiar dumneavoastră spuneați că în mare parte recruții, tinerii soldați care sunt, datorită faptului că nu mai are loc rotația, sunt din 2016, de pe loc. Din 2015. 15, da. De fapt rotația. Noi dorim o Moldovă reintegrată, integrată în Uniunea Europeană. Și asta va fi sarcina guvernului, să facă tot posibilul ca procesul de reintegrare să aibă o viteză necesară pentru a aduce o Moldovă stabilă în componența Uniunii Europene. Altminteri, într-o situație identică cu noi este și Ucraina, este și Georgia. Bine, Georgia încă nu este un stat candidat, este un stat aspirant, dar nici Georgia nu controlează o bună parte a teritoriului. Marea problemă este a țărilor atunci când aderă la NATO, de regulă, pentru probleme de securitate nerezolvate sau probleme de frontieră, deși și problemele de frontieră au fost puse în fața unor țări, că trebuie să-și soluționeze aceste dispute interstatale înainte de aderare la Uniunea Europeană. Cert este un lucru. Prezența conflictului transnistrean, nesoluționat, nu poate în niciun caz avantaja parcursul european al Republicii Moldova. Deci trebuie să facem tot posibilul ca această sarcină pe care o avem în față să capete măcar conturul unei posibile soluționări. Dar, revin încă o dată la această idee, cu cât procesul de integrare europeană va fi mai profund, succesele noastre pe acest teren vor fi mai mari și asta înseamnă și succese economice, pentru că în mare parte depinde și de succesele noastre economice pe teren, cu atât mai mare va fi probabilitatea unei reintegrări mai rapide a regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Da, dar dumneavoastră spuneați și anterior că deja sunt aceste progrese de ordine economic și singura problemă acum este situația politică de la Tiraspol și prezența militară rusă. Cum ar putea să schimbe creșterea economică și mai mare aceste probleme? Cum ar putea să le rezolve? Să le schimbe, pentru că foarte multe lucruri vor depinde de poziția populației, de poziția civică. Nu e niciun secret că regimul de la Tiraspol s-a sprijinit nu doar pe baionete, s-a sprijinit și pe o anumită simpatie, dacă vreți, artificial creată de către autoritățile de acolo, care au educat, au inoculat în timp de trei decenii
percepția populației că Republica Moldova este un stat agresor, că am dorit să strangulăm această regiune, că dorim să aducem, cum spuneai, fascismul românesc în regiunea transnistreană. Aceste contacte societale care au loc în ultima vreme schimbă percepția lent, dar mai bine decât o face mass media, percepția oamenilor despre Republica Moldova. Că nu suntem săraci, cum spuneau ei anterior, ce vreți, uitați-vă, n-au lumină, n-au infrastructură, lucrurile în acest sens se schimbă. Deci pentru noi este foarte important să avem populația de partea noastră în procesul de reintegrare. Da, dar cum putem să atragem populația din stânga Nistrului de partea noastră în condițiile în care, din aceleași motive economice, să spunem, ei plătesc câțiva bănuți pentru gaz și încălzire, dar la noi, iată, acum cu scăderea tarifelor am ajuns la 16 lei. Oricum, ținând cont de volumul, de mărimea pensiilor și mărimea salariilor de dincolo, vă asigur că nemulțumirea este una foarte și mare. Veți spune dumneavoastră că salariile, nici partea asta nu sunt foarte mari, vă asigur că salariile din regiunea transnistreană sunt incomparabil mai mici decât ale dumneavoastră, sau mă rog, ale cetățenilor. Da, dar partea interesantă e faptul că a spus că vin mulți transnistreni și lucrează în Republica Moldova. Chestia e între ceea că ei seara se întorc înapoi în Transnistria la prețurile de acolo și lor le convine această situație. Și prețurile s-au egalat. În mare parte s-a produs și o egalare a prețurilor, pentru că acum nu mai este atâta contrabandă și marfă importată ilegal în regiunea transnistreană. Când ați fost ultima dată în regiunea transnistreană? De mult șor n-am mai fost. Păi vedeți. Să încercați să vedeți rafturile magazinelor, să comparați prețurile, care este evoluția acum și atunci o să vedeți că nu mai este o evoluție în favoarea celor care mențin regiunea transnistreană separată. Deci lupta pentru, să zic, inimile cetățenilor, Tiraspolul o pierde. Bine, dar din punct de vedere politic, cât de eficient este să negociem, să discutăm cu autoritățile de la Tiraspol, care ascultă direct de Moscova și Moscova nu are niciun interes ca această problemă să fie soluționată, întrucât prin intermediul Transnistriei controlează atât Chișinăul, cât și regiunea. Bine, Chișinăul nu mai controlează prin intermediul Transnistriei. Doar energetic, să vorbim, tot este o... Și asta este un instrument de control, de control nu pot spune, poate de influență mai curând temporar, care odată cu construcția noii linii de aprovizionare cu energie electrică din România, din Europa, să zic așa, va fi pierdut și acest instrument de șantaj care a fost folosit foarte multă vreme. Șantajul energetic aplicat Republicii Moldova a falimentat. A falimentat pe sectorul gazului în acest an. Sigur că veți spune, prețul gazului a fost foarte mare și am fost foarte criticați de cei din opoziție și nu doar pentru acest preț. Dar prețul politic a fost totuși, sau mă rog, s-a meritat, pentru că Republica Moldova pentru prima dată a demonstrat că poate supraviețui fără gazul rusesc. Bineînțeles că datorită sprijinului enorm pe care l-am avut din partea Uniunii Europene și partenerilor noștri externi. Rămâne soluționarea acestei probleme energetice, a electricitatea mă refer, și atunci lucrurile devin mai clare. Nu poate fi aplicat un șantaj nici energetic, nici economic Republicii Moldova. Dependența este incomparabil mai mică decât era acum 5 ani, ca să nu mai vorbim de acum 10 ani. Dependența regiunii transnistrene față de Republica Moldova a devenit aproape totală. Asta este o schimbare radicală a coordonatelor. Atunci, haideți să vorbim un pic și despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Aflăm despre tot mai multe cazuri în care regimul de la Tiraspol arestează oameni pe criterii politice și îi deține în condiții inumane. Biroul de reintegrare monitorizează aceste cazuri și vreau să vă întreb dacă aveți și anumite cifre. Câți oameni sunt deținuți în stânga Nistrului? Sunt peste 2000 de deținuți. Pe criterii politice? Sau pentru noi toți sunt pe criterii politice. Am înțeles. Toți sunt pe criterii politice pentru că ei au fost judecați, să zic așa, de către niște autorități care nu există, care nu aveau dreptul să o facă. Eu nu am dreptul. Orice crimă ați comite dumneavoastră, eu nu sunt în putere. Trebuie o autoritate legală să fie cea care vă dă sentința.
din punctul nostru de vedere, acele autorități nu au niciun drept să dea sentințe. Chiar dacă, mă rog, sunt bănuiți de omor, de alte crime foarte grave, aceste sentințe trebuie date de organele de drept constituționale din Republica Moldova. Deci, în această perspectivă, absolut toți sunt pentru noi prizonieri politici, cei care sunt în partea dreaptă. Am spus peste 2000, pentru că am inclus aici și cei care sunt în arest preventiv, care sunt de asemenea destul de numeroși. Chiar înainte de această emisiune, am avut o discuție și cu colegii de la Ambasada Statelor Unite și mai dimineață cu cei de la Programul Națiunilor, cu noua reprezentantă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în care am evocat importanța dosarului drepturilor omului. I-am spus noi rezidente, doamna Gasparicova, că pentru viitorul acestor proiecte și a colaborării, în general, a proiectelor Națiunilor Unite în Republica Moldova și pe malul stâng, domeniul drepturilor omului trebuie să fie un drept prioritar. Accesul avocaților, medicilor, rudelor trebuie să fie urmărit îndeaproape de către misiunile diplomatice și mai ales cele implicate în formatul de negocieri 5+2, cum este cazul Statelor Unite. Dar Chișinăul cum îi ajută pe acești deținuți? Asta și este modalitatea de ajutare, pentru că noi nu avem acces în penitenciarele, așa zisele penitenciare de acolo, este prin intermediul OSCE-ului sau prin intermediul Consiliului Europei, prin intermediul partenerilor externi. Ce se mai aude cu școlile despre școlile cu predare în limba română din regiune? Ce anume vreți să auziți? Știu că mai înainte ele erau presate, veneau cu tot felul de controle inventate, nu li se interzicea activitatea. Acum ce se întâmplă? Bun, din fericire trebuie să spun că lucrurile nu s-au agravat în decursul ultimului an. Au fost poate anumite temeri că se pot întâmpla anumite lucruri neplăcute în aceste școli. Pot să zic că ele au activat în condiții normale, în condiții firești, dar cel puțin am evitat apariția unor probleme noi. Și în mare parte acest lucru s-a datorat și grupurilor de lucru pentru educație și formatului 1+1, pentru că întotdeauna printre subiectele abordate, menținute în atenție, a fost problema școlilor. Și mă bucur că pe această dimensiune, pe problema școlilor, micile probleme care apăreau au fost în general soluționate. Noi am fost în permanență în legătură și chiar prezenți fizic în aceste școli, de la Râbnița până la Tiraspol și Bender. Am încercat să ajutăm cum putem, inclusiv financiar, prin intermediul proiectelor de reintegrare a țării gestionate de biroul de reintegrare. Ne bucură faptul că numărul elevilor, în pofida problemelor pe care le au aceste școli, și problemele sunt întâi de toate de spații de studii, numărul elevilor crește și că vin elevi inclusiv vorbitori de limbă rusă. Ceea ce vorbește de un lucru, una e calitatea studiilor, este mai bună în aceste școli, și alta este că oamenii înțeleg că viitorul lor este într-o altă țară sau într-un alt spațiu. Am observat o creștere constantă a numărului de elevi la aceste școli în ultimii 3 ani. Scopul nostru este ca liceul din Grigoriopol și liceul din Râbnița să-și obțină cât mai repede posibil vechile locații care le-au fost sechestrate de autoritățile de la Tiraspol. Sperăm că cu ajutorul OSCE-ului, mă rog, vom reuși să redobândim aceste spații. Sigur că ne facem griji și pentru situația școlilor zise moldovenești din regiunea transnistreană, oarecum uitate. Am spus și colegilor de la Consiliul Europei că asta este o dimensiune importantă pe care ar trebui să o aibă și ei în vizor. E tratamentul care se aplică populației vorbitoare de limba română în regiunea transnistreană. Ori după mine, satele, cum le zic ei moldovenești, satele vorbitoare de limba română din regiunea transnistreană, sunt tratate în prezent mai prost din punct de vedere cultural, din punct de vedere educațional, decât erau în perioada sovietică. Eu zic că limba română în regiunea transnistreană are o circulație mai redusă acum decât a avut-o până în 1990. Numărul de elevi scade, numărul de școli de asemenea scade,
Și noi cumva foarte multă vreme am ignorat această dimensiune, acest lucru. Ne-a interesat soarta și pe bună dreptate, sigur că soarta celor 8 școli, gimnazii și licee care sunt în subordinea Ministerului Educației Republicii Moldova, dar trebuie să vorbim despre o situație foarte proastă a comunității vorbitoare de limba română în regiunea transnistreană în general și să batem un semn de alarmă, inclusiv pe lângă instituțiile internaționale. Era programat în această primăvară, în cadrul Consiliului Europei, adunării parlamentare a Consiliului Europei, mai exact, o discuție pe tema drepturilor omului, în care țineam să abordez întâi de toate acest subiect, dincolo de subiectul prizonierilor, deținuților politici din regiunea transnistreană, deținuților ilegali, problema comunității românești din regiunea transnistreană. Domnule Serebrea, mai avem foarte puțin timp până la final, așa că vreau să vă rog să veniți cu argumente pentru cetățenii care consideră că ar fi mai oportun să renunțăm la regiunea transnistreană, mai ales că astfel ne-ar fi mai ușor să aderăm la UE. În plus, Republica Moldova și așa este foarte polarizată, ați vorbit și dumneavoastră despre faptul că și la nord se aude despre tendințe separatiste și așa mai departe. Mulți cetățeni din Republica Moldova sunt vulnerabili în fața propagandei ruse și vreau să vă întreb dacă noi mai avem nevoie de încă vreo câteva sute de mii care deja de 30 de ani sunt spălați la creier de mașinăria rusească. Vreau să, dacă există astfel, deși probabil că există, nu cred că foarte mulți sunt cei care consideră că trebuie să renunțăm la regiunea transnistreană. Există, sunt. Îi sfătui pe cei care propun acest scenariu să meargă la liceul Lucian Blaga din Tiraspol, să vadă drapelul Republicii Moldova și României arborat acolo, să vorbească cu copiii, cu părinții, cu profesorii, să meargă la Râbnița, la liceul Evrica, să vadă oameni, mii de oameni, mii, pentru că sunt mii de copii care au părinți, sunt profesorii care au la rândul lor familii, și să vadă că acești oameni rezistă în niște circumstanțe ostile și este un adevărat act de eroism pentru ei, păstrând această, cum să spun, suflare națională, idee națională într-un teritoriu absolut ostil. Este alta, una să vorbești românește, să te consideri român în partea dreaptă a Nistrului și alta e să fii dincolo. Deci, noi avem o datorie față de acești oameni, față de românii, de moldovenii care sunt în partea dreaptă a Nistrului, ar fi un act de lașitate din partea Chișinăului să trădeze acești oameni, chiar dacă sunt 10.000. Mulți dintre ei poate au fost, cum să zic, deformați în urma acestor acte de propagandă despre care vorbeați dumneavoastră, deformați în sens de optică a lucrurilor, dar nu sunt deloc adeptul celor care spune, sau nu le dau dreptate celor care spun, vor fi sute de mii de alegători care vor vota altfel. Uitați-vă la rezultatele votului în ultimele alegeri, parlamentare și prezidențiale. Alegătorii din regiunea transnistreană, chiar dacă n-au venit poate toți cei care ar fi vrut să susțină parcursul pro-european, au votat mai mult în favoarea formațiunilor de orientare pro-europeană democratică decât în multe raioane, procentual vorbind, decât în multe raioane din partea dreaptă a Nistrului. Deci asta este încă o dovadă a faptului că lucrurile nu stau neapărat așa cum consider. Reintegrăm o regiune care va crea foarte multe probleme politice pentru Republica Moldova. Nu este nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere politic și nici din punct de vedere economic pentru noi bine să renunțăm la acest teritoriu. Și ultimul argument este complexitatea acestei probleme. Vreau să zic cei care spun renunțăm la acest teritoriu.
Sunt gata să renunțe la cetatea Tighina. Sunt gata să renunțe la satele care sunt în dreapta Nistrului, pentru că sunt foarte multe localități controlate de cei de la Tiraspol, în partea dreapta Nistrului. Să văd cine va veni și va spune, renunțăm la cetatea Tighina, renunțăm la Chițcani, renunțăm la Gâsca, renunțăm la Cremenciu. Cum trasăm această frontieră? Pentru că Tiraspol nu este deloc gata să renunțe la Tighina. Tighina fiind al doilea oraș, al doilea pol industrial. Transnistria, de altfel, această denumire mie nu-mi prea place pentru că nu reflectă realitatea geografică. 30% din populația așa zisei remene locuiește în Basarabia, nu locuiește în Transnistria. Al doilea ca mărime sat din regiunea pe care noi o numim transnistriană este în Basarabia, Chițcani. Are undeva 10.000 de locuitori. 5.000 dintre ei fiind români, fiind moldoveni. Acestea sunt doar câteva argumente. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre, domnule Serebrean. Cu mare drag. Vă mulțumesc pentru invitație și sperăm să avem vești bune până la următoarea invitație. Să dea Domnul. Dragi spectatori, eu vă aștept de la aceeași oră joia viitoare la Dialog Deschis.